argumente este bannerul pe care îl afișăm ambasadei Marii Britanii și reprezentantul tinerilor moldoveni, Anatol Ursu, va depune o scrisoare din partea mișcării civice tinerii moldoveni. Tinerii moldoveni vor depune o scrisoare aici la ambasadă și vor solicita o audiență în care dorința Marii Adunări Tricolore din 29 martie de la Chișinău din Piața Marii Adunări Naționale va fi exprimată. Anatol o să depună scrisoarea și tinerii moldovei săptămâna viitoare vor fi în audiență și vor solicita audiență la toate ambasadele la care noi participăm. Suntem mulți astăzi, suntem puternici și vrem unire! Unire!